mai întâi desfacem cutia. Se detașează cadrul metalic și se începe montajul. Se montează suportul coarnelor deasupra cutiei de transmisie, fixându-se în cele 6 șurupuri. Se fixează coarnele pe suport cu ajutorul piuliței detașabile. Se montează tija, motorul de viteză și cele două bolțuri de fixare. Se montează suporții pentru aripi în fața și spatele motocultorului. Se montează aripile. Se montează suportul pentru accesorii și tija limitatoare de adâncime pe cupla din spate. Se montează roata din față, care are rolul de transport când motocultorul este echipat cu plec. Începe montajul roților motocultorului. Mai întâi se montează planetarele, axul hexagonal pe roata de transport. Se montează roțile pe motocultor fixându-se într-un bolt sau șurub. Se montează capacul de protecție al curelelor, fixându-se cu ajutorul la două șuruburi. Începe montajul frezelor cu mare atenție, astfel încât cuțitele să fie montate cu partea tăietoare într-un singur sens.
cuțitelor la motocultor se folosesc bolturile de la roți. Roger 75.